E frenezie mare cu agendele în ultimul timp. Zi de zi primesc mesaje de genul: când mai faci clipuri cu agenda? Când ne arăți cum arată agenda ta pe anul ăsta? Când? E bine, astăzi. Hola, hola, secretoaselor, în clipul de astăzi din titlu Știți ce facem? Vă arăt cum arată agenda mea pe anul ăsta. Așa agenda o am, același plan, numai că interiorul, hai să vă arăt așa puțin. Interiorul s-a schimbat puțin, este adevărat. Nu am sisteme de organizare noi. Nu știu dacă am să postez imediat după ce am să postez clipul ăsta, am să postez și pe blog, punând toate chestiile care le puteți descărca gratis, așa că ar fi cazul să vă duceți, să vă abonați pe blog. Și când o să le postez, o să fiți primii care le puteți descărca. Și da, și da, știu că sunteți niște curioase și vreți să vedeți ce e în planul ăsta. Vreau înainte să vă spun, dacă aveți întrebări despre planul ăsta, le puteți spune aici în bara de comentarii și voi face un gen de video Q&A despre agenda. Tot ce vreți voi să puneți întrebări referitoare la cum să faci un planner, cum să te organizezi și de unde descarc mesaje motivaționale, de unde iau sistemele de planificare. Și da, sper să vă placă clipul de astăzi, este clipul vostru, că l-aș cerut mult, mult de tot. Așa că haideți să vedem ce am eu în planner. Și agenda arată identic ca data trecută, ca ultima oară când v-am arătat-o, exteriorul cel puțin. Și haideți să vedem ce se ascunde în interior. Bun, asta este prima pagină a agendei. Aici vedeți că am schimbat, nu mai este ca data trecută. Aici aveam niște notițe care erau lipite, le-am dat jos și am lipit poza asta de aici, unde sunt eu, Alexa și cu soțul, și aici am pus un mesaj motivațional în spaniolă. Și jos în buzunăraj, după cum vedeți, am câteva grafe care le folosesc ca semn de carte. După prima pagină scrie 2016 și aici un mesaj motivațional care zice: visele trebuie să-ți îndrume destinul. Și așa arată pe prima pagină. Bun, mai departe. A doua pagină. Următoarea pagină este cu calendarul. Calendarul 2016, după aici am un mesaj motivațional în spaniolă și un sticker aici lipit care îmi place mie foarte, foarte mult. Mesajul spune: pentru a atinge ceva ce niciodată n-ai avut, trebuie să faci ceva ce niciodată n-ai făcut. În spaniolă sună puțin mai altfel, dar îmi place foarte mult mesajul ăsta și cred că este adevărat că trebuie să faci ceva ce nu ai făcut pentru a avea ceva ce n-ai avut. Și da, hai să trecem mai departe, următoarea pagină. Aici sunt dorințele pentru 2016, asta am făcut-o eu în totalitate și după am scris cu pixul care ar fi dorințele mele pentru anul ăsta și de fiecare dată când o să împlinesc o dorință, o să pun câte un X. De fiecare dată când o să, de exemplu, vreau o cameră nouă, asta e clar și trebuie să o iau cât de curând și o să pun un X. Vreau să citesc mai mult, să merg în vacanță în România, vreau. Și după pagina asta cu dorințe, am pagina de momente speciale din 2016. Aici vreau să spun așa momente care marchează anul ăsta și la sfârșit de an să-mi dau seama ce momente mișto am trăit eu. Paginile astea s-au făcut din foaie cartonată. Bun, să trecem mai departe. Aici am o inimă. Asta nu are nicio importanță, nicio relevanță inima asta. Și după trecem la calendar, lună de lună, în care mai îmi apuntez eu diferite dăți și ceva ce am de făcut în fiecare lună. Și hai să vi le arăt. Așa a fost ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie. Astea să știți că o să le pun pe blog cât de curând, așa că ar fi timpul să vă abonați pe blog ca atunci când am să le pun să le puteți descărca și imprima. Și trecem la agenda săptămânii. Cam așa arată săptămâna asta agenda. Aici îmi scriu strictul necesar, ce am cel mai important de făcut în săptămâna asta, de exemplu 15, 16, 17 până pe 21 februarie. Astea le-am făcut tot eu, agenda, după înfrumusețesc cu diverse stickere, ștampile, notițe. Da, așa arată săptămâna de... Săptămâna asta e o săptămână destul de ușoară, n-am avut multe de făcut. Am avut doar
la medic, multe programări și da, cam așa arată agenda săptămânii, așa arată când e goală și mereu îmi place să scot foile odată completate și să rămână mereu prima pagină, de exemplu, pagina asta merge pentru 2 săptămâni, iar după o scot și rămâne următoarea pagină. Am așa agenda săptămânii, astea sunt de rezervă foi. După am un separator care am pus un sticker din ăsta, de la Groups, pe el. Și aici am agenda propriu-zisă, unde o decorez eu cu fel și fel de nebunii și îmi scriu pe larg ce am de făcut în fiecare săptămână. De exemplu, sâmbătă, ce am avut de făcut, video, am avut o căciulă de făcut, să răspund la comentariile voastre. Decorez cu ștampiluțe, cu stickere, cu notițe. Nu știu, dacă vreți să fac un video în care să vă arăt cum decorez eu agenda, îl fac. Dacă vreți, îmi lăsați în comentarii și am să-l fac. Și cam așa arată. Și pe fiecare săptămână, în general, duminica mă apuc să decorez agenda pentru săptămâna care vine. Cam așa arată săptămâna asta. După am rezervă de hârtie. După am spațiile astea unde iau eu comenzile, astea le-am păstrat în agenda, le știți, le cunoașteți, le-am făcut tot eu. Așa, ce mai am? După am mesajul ăsta motivațional, gros, nu știu cum se zice exact la păpușile astea. În fine, îmi plac foarte, foarte mult stickerele, păpușile, tot. Elena, tu poți. După am mesajul ăsta motivațional care l-am păstrat, îmi place foarte, foarte mult. Cred că sunt niște reguli fundamentale care îmi place să le respect mereu și trebuie să-mi aduc aminte zilnic chestiile astea. Bun, mai departe, aici am niște foi unde scriu ori notiție, ori poezii. Când vine mie cheful de scris, scriu poezie. Aici am o poezie care am scris-o recent și aici am colorat eu, că îmi place mie să colorez mult de tot. Și aici la fel am colorat eu chestia asta și aici am scris poeziile. Aici am un mic penar cu câteva culori, culorile mele preferate. Și după aici îmi păstrez desenele, desene care le scot la imprimantă și după le colorez și o să vă arăt ce am colorat. Unele le pun în ramă, alea care îmi plac cel mai mult, iar celelalte le păstrez aici. Am ăsta, am ăsta de aici. Chestia asta m-a luat nebunea la mare cu coloratul pentru adulți, după cum vedeți. Când vreau să mă relaxez, scot la imprimantă ceva. Acum am rămas la ăsta, trebuie să-l termin. Cum vă spuneam, le scot la imprimantă și după le colorez. Îmi place foarte, foarte mult. Și da, am rămas la ăsta. Astea sunt scoase la imprimantă. Trebuie să le colorez. Bun, și trecem la YouTube. Partea cu YouTube-ul a rămas identică, la fel. Am făcut separatorul ăsta împreună, o să vă las clipul încă stau cu descrieri de cum să faceți agenda și ce avem aici. Clipul pregătite pentru YouTube. Aici pun luna, titlul, categoria și data în care vreau să postez clipul. Și ăsta este pentru canalul românesc. Iar aici pe spate canalul în limba spaniolă, care îl aveți și pe ăla în descriere dacă vreți să mă urmăriți și acolo. În februarie n-am mai scris, trebuie să scriu acum. Și cam așa stă treaba, astea așa mă organizez eu ca să-mi țin clipurile sub control. Am câteva de rezervă. Aici am video pentru YouTube. Scriu numele clipului, dacă e filmat sau nu, dacă e editat sau nu. Și dacă este programat sau nu. Odată ce e programat, deja vine în lista asta de aici. Asta e pentru YouTube-ul în limba română, asta e pentru YouTube-ul în limba spaniolă. Și aici am câteva de rezerve. Aici am pe domnișoara Hello Kitty cu... Am marcat pagina asta. Pentru că ceea ce urmează sunt idei pentru clipuri și nu vreau să vedeți ce am scris acolo, bineînțeles că nu vreau să vedeți, sunt ideile mele, nu vreau să mi le furați. Odată ce am scris clipul și e filmat, editat și tot, fac un X, că gata, e terminat cu el. Am aici de rezervă, după aia am foaia cu descriere de proiect. Aici am scris eu proiectele, am să dau aici unde e gol, am nevoie de și cum se realizează ca să nu îmi pierd ideile, că altfel la câte proiecte am eu în cap ar fi o nebunie să-mi aduc aminte de toate. Așa, am rezerve de asta, am 10 lucruri care mă enervează, trebuie să le scriu ca să fac clipul ăla, că da, mă enervează și pe mine chestii în viața asta.
colaborări, n-am făcut cu nimeni colaborări până acum și nici nu am de gând să fac în viitor apropiat, dar e bine să am o foaie din asta cu ca să știu ce trebuie să fac când fac o colaborare. Personal, întreabă cu personalul, prima foaie nu o să o arăt, asta de aici, pentru că sunt parole și alte nebunii. Wishlist, aici am scriu eu ce chestii mai vin mie prin cap să mai cumpăr, chestii care le văd prin clipurile altor fete de pe YouTube și îmi plac și vreau să mi le cumpăr. Am și aici rezervă, o pagină, după aia haul-uri, de fiecare dată când îmi cumpăr câte ceva scriu aici, în general produse de cosmetică, le scriu ca să nu le uit că le bag în dulap și uit de ele, sigur, și mereu când îmi cumpăr câte ceva scriu și după aia când e să fac clipul știu ce am de arătat. Ce avem aici? Aici avem lista magică a cumpărăturilor, e scrisă în spaniolă, am găsit-o și eu pe internet, am descărcat-o și am imprimat-o. Și aici scriu eu cumpărăturile, scot câte din asta în fiecare săptămână, scriu exact ce trebuie să cumpăr săptămâna aia. După, am o mini-listă la fiecare meniu săptămânal. Îmi place foarte mult să fac un meniu săptămânal, să știm exact ce mâncăm. Este foarte, foarte super să ai o chestie de asta, economisești bani, timp, știi exact ce trebuie să mănânci în ziua următoare. Și da, aici am o mini-listă care, de exemplu, dacă nu am inclus ceva în lista săptămânală, scriu aici ce am de cumpărat și mă duc să cumpăr după meniul săptămânal, știind deja ce am de făcut mâncare în fiecare săptămână. Am câteva, vedeți, și după aia puțină contabilitate pentru mica mea afacere, foile astea, și am ajuns la partea cu ațipil, duri, sticăre și alte chestii. Cam așa arată, arată cum arăta și înainte. M-ați întrebat de unde cumpăr eu chestiile astea, le-am cumpărat dintr-o librărie, sunt pentru băgarea bagnotelor, pentru colecționare, așa că, da, astea sunt. Și aici am sticăre, petrecele, ațipilduri, gurus ale mele, ce mai am, chestiile astea, face smile, fluturaș. Și la sfârșit de tot am notițele care le țin la sfârșit, îmi prind foarte bine. Ia uitați, ca să vedeți că nu am programat agenda, să o fac mai frumoasă, am aici un tichet de la Stradivarius și aici am niște programări la Medical. Aici am plicurile astea unde țin diferite stickere și notițe. Și voilà! Bun, fetelor, și asta a fost clipul de astăzi. Sper că v-a plăcut, sper că v-am inspirat, v-am dat așa idei cum să vă organizați planerul, agenda. Și nu uitați, dacă aveți întrebări despre planer, agenda, lăsați-le jos și facem noi video ăla cu întrebări și răspunsuri despre agenda. Și bun, fetelor, hai să încheie video de astăzi. Dacă ești nou pe canalul ăsta și dacă ți-a plăcut clipul, nu uita să te abonezi, să dai și un like. Eu vă pupăcesc extrem ca de fiecare dată și ne vedem în următorul clip. Ciao!